În cadrul Târgului European al Castelelor, Muzeul Național al Bucovinei își face cunoscută oferta cultural-turistică și prezintă principalele elemente de atracție ale cetății de scaun a Sucevei, expoziții permanente, temporare și evenimentele culturale devenite atracții turistice naționale și internaționale, cum ar fi Festivalul de Artă Medievală ori Festivalul de Muzică Rock. La ediția de anul acesta, 21 de expozanți vor fi prezenți în cele două zile, de la ora 9 până la ora 17, în curtea exterioară a Castelului Corvinilor. Cetăți, palate, castele, muzee, case memoriale și centre de informare turistică din România se prezintă publicului în cadrul unor standuri dedicate amplasate în curtea Husarilor, obiective importante din România, alegând să-și prezinte oferta turistică la Muzeul Castelul Corvinilor. De la ediția din acest an a Târgului European al Castelelor, se vor prezenta cu standuri Cetatea Alba Iulia, Castelul Bran, Castelul Caroli Carei, Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, Cetatea Medievală Mălăiești, Infoturism Sălașul de Sus, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, Cetatea Feldioara, Marienburg, Cetatea Medievală Râșnov, Cetatea Medievală Târgu Mureș, Cetatea Făgăraș, Cetățile Rupea și Devei, Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică Hunedoara, Muzeul Octavian Goga, Cetatea de Scaun a Sucevei, Castelul Sturza, Micleușeni, Cetatea Ardud, Centrul de Turism Arad, Cetatea Neamț, Palatul Culturiaș, Muzeul Castelul Corvinilor. În cadrul evenimentului organizat de Primăria Hunedoara, pe 28 mai 2022 va avea loc și Cupa Ioan Corvin la tir cu arcul, tot la Castelul Corvinilor, iar duminică, 29 mai, va avea loc evenimentul History Run. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai impresionante obiective de arhitectură gotică și renascentistă din Europa, fiind adesea plasat printre cele mai frumoase castele din lume. Obiectivul turistic de la Hunedoara își asumă în continuare un rol activ în promovarea României și a obiectivelor turistice importante din țară, menționează organizatorii.